Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Haideți să vă arăt cum știu eu să dărâm bucătăria. Mă numesc Chiara Anca Firan, am 36 de ani și sunt actriță. Mă numesc Vlaicu Laurențiu, am 32 de ani, sunt artist de muzică hip-hop. Lumea îmi spune, unii îmi spun Camila, unii îmi spun Camila. M-ai învățat să iubesc, să trec peste toate și să muncesc. Prima oară am dansat breakdance și în 2005-2006, când a scos La Familia Foame de Bani, mi-am dat seama că vreau să fac chestia asta. Mă numesc Alexandru Andrei, am 15 ani și sunt în clasa 9 la Colegiul Național Ion Luca Caragiale. În seara asta voi găti un butter chicken. Îmi place să gătesc paste, de obicei am făcut și butter chicken pe care urmează să-l gătesc și astăzi. Ideal pentru mine ar fi să iau cuțitul ăla și să-l pun la mine în cameră și când intri să vezi acolo că scrie șef la cuțite. Două cepe. Am venit cu un preparat pe care l-am învățat în Belize. Paste de orez cu alune și broccoli. Aici, la voi, la șef, am venit pentru că am avut un iubit. Nu făcea nimic. Nu gătea, nu nimic. Eu făceam tot. La un moment dat am despărțit și el și-a făcut o altă iubită și a început să gătească pentru ea și a început să posteze tot ce gătea el și atunci am venit aici să-i demonstrez ce a pierdut. Nu, glumesc. Pentru astăzi am ales să gătesc un filet de păstră, un piure de mazăre și un sos de lămâie. O să-i dau tare să iasă cum trebuie pentru domnii șefi să guste din mâna unui rapper bucătar. Dragi șefi, sper să vă placă mâncarea gătită de mine și vom vedea. Rețeta nu se găsește pe internet pentru că eu am învățat rețeta de la mamașe. Mamașele sunt femei bătrâne din zona Belize, Guatemala și sunt profesoare ele de obicei. Și am zis să vin să vă arăt și vouă. Nu știu ce șanse am să trec mai departe. Sper cumva să se gândească, uite domne, ceva diferit. Îmi doresc din suflet să vă placă. Dacă vrei, pot să vorbesc într-o limbă. Neinventată încă. În sumeriană. Ia vorbește-mă în sumeriană. Da, mă, cum? Dai să-mi las barul. Lingoniană, știi? Cum sunt? Avem măzărică. Măzărică cu păstrăv. Păstrăvul e un pește cu multe oase. Uite, am dat de unul. Are și carcalaci? N-are măcar calaci. E prima dată în viața mea când mă dați ceva. Da, e prima oară. E bun, e super bun. Butter chicken, masala. Da. Și are niște chestii întregi. Asta e coriandru? Da. Pe cine gătește așa? TikToker. Ținând cont de simplitatea farfuriei, eu cred că e un copil. Votăm? Hai să votăm. Nu știu dacă iau cuțit. Sesam, deschide-te. Bună seara. Bună seara. Numele meu este Firan Ruxandra Anca Livia Maria Chiara. Cum? Stați așa, mă luați un pic. Care a fost primul? Firan Ruxandra Anca Livia Maria Chiara. De ce aveți atât de multe nume? Am fost ultimul copil din familie și atunci fiecare a vrut cât un nume. Și cum vă strigă lumea? Înainte îmi spuneau Anca, dar după ce am terminat, adică atunci când am intrat în UNATC, au început să-mi spună Chiara, pentru că erau mai multe fete cu numele de Anca. Artist hip-hop? Da. Ceva lansat? Am colaborări cu artiști foarte mari din industria rap. Cum te numești tu hip-hop? Camila. Camila. Cu capa. Și am colaborări cu mulți artiști din industria muzicală. Ca astăzi cu mine a venit să mă susțină Shift. Shift. Bună seara. Salut. Cine ești, mă, copile? Mă numesc Alexandru Andrei. De unde vii? 15 ani. 15 ani? Da. Și părinții tăi știu că ești aici? Da. Serios? Da. E mama cu mine. Bine. Ok. Ați făcut un ATC-ul? Am terminat în 2012. Și ați jucat? 9 ani în național și acum încerc să intru pe oriunde se poate. Pe ce poți să jucat? Colaborator. N-ați prins-o, am crezut că urmează să atacam, fundaș, mijlocaș. Am fost fundaș pe vremea când jucam hockey.
pe gheață. Opa! Ia uite, mă, de la hockey la teatru. Pentru că acum practic motociclism, eu. Alo! Dacă mai stăm puțin, cred că ne zice și de alpinism și de parașutism și de... Am făcut alpinism, am făcut gimnastică de performanță, am făcut înot, sărituri în apă. Farfuria asta de unde ai luat? Eu am fost foarte gras. Am avut 140 ceva de kilograme. Și tu? Wow. Da. Dar tu ești mai înalt. Am avut și 147. Da, era... 140. Anul trecut am avut greutatea asta și am fost la un concert cu Shiv, cu toți băieții și am făcut la sfârșit am făcut niște poze și că m-am văzut și am zis, zic, nu poți fi așa, n-ai cum la 32 de ani. Cum ai slăbit? Am aruncat toată mâncarea din frigider și mi-am făcut abonament la sală, m-am uitat pe internet și am văzut că trebuie să fac un deficit caloric și într-un an de acum am 87. Am fără operație, fără nimic. Fără nimic. Bravo, felicitări, serios. Uite, noi avem o fază cu actori. La un moment dat a venit o tânără actriță așa foarte... Da, a fost tare. Ne-a învățat un joc. Era un joc să creăm o poveste, predând ștafeta de la unul la altul. Era ori cu un singur cuvânt, ori cu fraza stop, după aia, știi, de legătura, da. Hai. Încep tu. Astăzi? Am fost trezit la 10. Și 15. Noaptea. Urlând. Trezind tot blocul. Învinovățindu-mă. Pentru că... Pentru că ce? Pentru că, băi, pentru că... Atât. Hai mă, că și ea ai greșit. Nu mă lasă, că e invitată. Bă, dar tu ai două cuțite, n-am concluzia, dar tu ai două cuțite. Deci de ce ne-am trezit la 10 și un sfert? Pentru că eram nerăbdătoare să ajung aici să iau cuțite. Bravo, bravo, felicitări! Mulțumesc foarte mult! Nu cred. O să crezi, bărâne. Pe cuvântul meu de onoare, n-are nimic. Apace cu vreun gătit de restaurant. Bă, dar ai nimeni, mă! Bine, mulțumim mult! Dar e cuțit acolo? Da? De ce, nici nu vezi la vârsta ta? Da, felicitări! La vârsta ta nu vezi! Ba, bă, îl văd, dar nu-mi venea să cred! Mine, da? Felicitări, bă! Felicitări! Ai potențial! Vrei să te faci bucătar? Mă gândeam. Am avut foarte multe emoții, tremuram din toate încheieturile și nu credeam că o să iau cuțit. Camila, de la mine ai... La mine ai un cuțit. Mi-a plăcut piureul, mi-a plăcut peștele. Nu e vreo farfurie, wow. Dar este gătit cinstit. Asta, pe asta am mers, n-am vrut să vin să mă complic. Peștele este gătit corect, este foarte... Vă mulțumesc din suflet. N-am mai fost de mult fericit, așa e... Wow. Data viitoare. Așa? Era sigur, mă, ce bandit. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.